mijlocul nostru. Încurajat și eu de fratele George, ca să aducem mărturii, vreau să încep cu câteva mărturii bune. Spunea el și ne întreba dacă am avut vești bune, dacă am primit vești bune. Vreau să vă spun că în ultima perioadă am avut multe, mai multe vești bune. Duminica, prima duminică din lună, a fost un botez în zona Fărcașa. Doi frați de care m-am ocupat au luat botezul. Au luat botezul în apa Bistriței, cu toate că știți foarte bine, a fost foarte frig, a fost foarte rece, ei au luat botezul acolo și au fost mărturie pentru sat, pentru satul întreg, au fost 200 de oameni din sat și mulțumesc lui Dumnezeu, asta a fost duminica întâia. Duminica a doua știam că este botez la Moldova, la Corjăuț, unde am fost. S-au botezat două persoane dintr-o familie lărgită de care mă ocup. S-a botezat soția, după ce m-am împrietenit cu această familie, s-a botezat soțul, acum s-a botezat sora soției, au venit la biserică și mă ocup și de ceilalți membri din familie, dar duminica asta trebuia să fiu la un alt botez în zona Cantemir, dar pentru că lucrurile au luat o întorsătură așa de neașteptată prin faptul că am adus pe sora asta care a luat botezul duminica trecută, am adus-o în Suceava la tratament, la investigații, lucrurile au luat o întorsătură urâtă, în sensul că ea este destul de grav, ceea ce n-am știut, o trebuie să rămân în zonă și trebuie să merg să o vizitez, că nu are pe nimeni, trebuie să stau de vorbă. Dar vreau să vă spun că sunt mărturii bune. Dumnezeu lucrează, lucrează, oamenii se întorc la El și mă rog ca Dumnezeu să lucreze și în viețile noastre și în casele noastre. Și vreau să vă îndemn în continuare să vă rugați pentru familia asta, pentru Natasha, Natalia și dacă cineva are îndemn pe inimă, să-i fac o vizită, luați legătura cu mine și vă spun unde este, la Spitalul Vechi. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui de aici și de oriunde. Ne rugăm și pentru bisericile din jurul nostru. Ne rugăm ca Dumnezeu să reînvie lucrarea de propovăduire a Evangheliei și să vedem cât mai multe roade, fie aici, fie în prejurul nostru. Vă aduc salutări din locurile pe unde am ajuns, și vă salută frații și acolo unde n-am ajuns. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea. Amin.